Am primit întrebarea asta de foarte multe ori de la voi. De ce vă dispar vizualizările din YouTube Studio? De ce vă dispar banii din YouTube Studio? Hai să răspundem o dată pentru totdeauna la această întrebare. Poate se vor lămuri toți. Sunt mai multe explicații, așa că hai să vorbim despre fiecare în parte. În primul rând, din punctul meu de vedere, cele mai dese erori apar pentru că oamenii în momentul în care se uită la date statistice, se uită aici la ultimele 28 de zile. Adică, dacă vedeți că a scăzut vreo cifră de aici, e posibil ca în aceste 28 de zile canalul vostru să se fi comportat mai slab decât de obicei. Deci, dacă puneți personalizat, să zicem, în urmă cu alte 28 de zile, veți vedea că aici venitul și vizualizările sunt mai mari. Repet, probabil că atunci a fost o perioadă mai bună, acum e o perioadă mai slabă, dar nu contează asta, se întâmplă destul de des astfel de lucruri, cu stuișuri și coborâșuri. Apoi, o altă problemă pe care o putem întâmpina este că, în momentul în care te uiți la bani, nu ții cont de faptul că acesta este, de fapt, o estimare. Asta poate să diferi de la o zi la alta, pentru că tot ce ține de venit estimat are legătură cu modul în care cineva un grup de oameni licitează pentru spațiu publicitar la tine pe canal. Dacă sunt mulți, atunci prețul va fi mai mare, dacă sunt puțini, atunci prețul va fi mai mic. Adică de la o zi la alta putem să vedem uh, diferite numere aici, chiar și spune venit estimat. Cel mai important lucru este venitul pe care îl veți vedea din AdSense. O altă greșeală pe care o fac foarte mulți oameni pe YouTube și cred că le-a scăzut numărul de vizualizări le-au scăzut, minutele de vizualizări și așa mai departe, este că live-urile sau chiar videoclipurile normale le trec de nelistate, le trec de private, ei și în acest fel pur și simplu durata de vizionare, care au strâns-o până atunci, dispare. Un videoclip, dacă face minute, ore de vizualizare și apoi este trecut ca nelistat sau privat, acele ore de vizualizare, acele ore pe care noi le-am adunat, vor dispărea din datele statistice, așa că trebuie să țineți cont și de astfel de lucruri. Deci, mare grijă dacă ștergeți clipuri aveți grijă să nu fi făcut multe ore de vizionare, multe minute de vizionare și așa mai departe. De asemenea, dacă vă uitați la generare de bani, în același fel veți vedea diferite sume aici, ca ore de vizionare publică. Din nou, repet, foarte important de ținut minte că trebuie să fie doar videoclipuri publice astfel încât să se adune aici. Dacă ai șters ceva, pur și simplu vor dispărea din datele statistice pe care le-ai adunat cu atâta trudă. Deci mare atenție și pentru monetizare, dar și în general pentru date statistice, e foarte important să lași aceste videoclipuri publice. Dacă mai ai și alte întrebări legate de subiectul ăsta, aștept în comentarii, bineînțeles, și vom dezbate tot așa pe un videoclip. Încerc să vă arăt unde și la ce trebuie să vă uitați astfel încât să nu mai aveți probleme. Deci, dacă vedeți bani mai puțini, înseamnă că fie ați avut o perioadă de 28 de zile mai slabă, fie pur și simplu e doar un venit estimat și la un moment dat ieri au fost mai mulți oameni care au licitat sume mai mari, iar acum se licitează mai puțin. Dacă e vorba de vizualizări, din nou, o perioadă mai bună sau o perioadă mai slabă sau pur și simplu voi ați intrat și ați făcut videoclipuri private, videoclipuri nelistate. Un alt lucru de care vreau să țineți cont este că, de exemplu, dacă faceți vizualizări de pe shorts, dacă acele vizualizări sunt făcute din short shelf, din acel raft unde apar toate acele shorts, nu se vor pune la monetizare. Deci dacă faceți foarte multe vizualizări și vă întrebați de ce nu vă crește și acolo la monetizare, din nou, ce apare ca și conținut pe shorts shelf nu se pune la monetizare. În schimb, dacă aveți shorts și le apar în căutări, apar în videoclipuri sugerate, apar pe canal și așa mai departe, și lumea se uită, ei, de acolo se pun. Un pic ciudat din punct de vedere al YouTube, probabil că la un moment dat se va despărți de tot short de videoclipurile normale, dar deocamdată asta trebuie să înțelegem despre cum face YouTube și cum clasifică YouTube aceste vizualizări. Dacă ești aici, probabil ești tu YouTuber începător. Dacă vrei să vezi care sunt 20 de greșeli imense pe care le fac YouTuberii începători, pe care tu nu trebuie să le faci, ai un videoclip în partea stângă și ne vedem acolo.